Două obiective turistice importante din Iași, lăsate în paragină an de rândul, au fost salvate. În decurs de numai o săptămână, Palatul Braunstein și Casa Vasile Pogor, unde se întâlneau cândva membrii societății Junimea, au revenit în circuitul turistic al orașului. Totul a fost posibil doar cu ajutorul fondurilor europene. Altfel, cele două clădiri de patrimoniu ar fi fost și astăzi pe aceeași listă lungă de monumente care așteaptă să-și recapete gloria de altădată. După 4 ani în care niciun vizitator nu i-a mai trecut pragul, Casa Vasile Pogor din Iași revine în circuitul turistic cu o față nouă. Atracția principală este Salonul Junimii. Prin intermediul tehnicilor moderne de videomapping, proiecții 3D, reușește să introducă vizitatorii în cadrul unei ședințe al Junimii. Cei care nu cunosc istoria Junimii o pot afla de aici, chiar și fără turul ghidat în această încăpere, într-un mod inedit și interactiv. Cele 6 povești care au marcat modul în care s-a format și s-a dezvoltat această societate pot fi ascultate și văzute în doar câteva minute. 2 ani au durat lucrările de reabilitare și au costat aproape 6 milioane de lei. Salvarea muzeului a venit de la Uniunea Europeană. Dacă ar fi fost din fonduri guvernamentale, ar fi durat mai mult decât cu aceste resurse financiare pe care le pune la dispoziție Comisia Europeană. Tot din fonduri europene, Palatul Braunstein a fost repus și el în circuitul turistic după 4 ani în care a stat cu lacătul pe ușă. Clădirea impozantă din Piața Unirii era într-o stare avansată de degradare când a fost închisă. S-au cheltuit peste 22 de milioane de lei fonduri europene, o sumă importantă pe care nu o dețineam dacă nu aveam, să spunem, această oportunitate de finanțare europeană. De-a lungul timpului, clădirea a fost bancă, sediu de partid și chiar locuință socială. Acum, după redeschidere, principalul punct de atracție al palatului este cel de aici, cupola din sticlă, care oferă o panoramă deosebită asupra orașului. În primul weekend de la deschidere, aproape 2000 de oameni au vizitat clădirea. Planuri mari sunt și pentru Muzeul Vasile Pogor, unde se estimează 10.000 de vizitatori pe lună. Între timp, o listă lungă de clădiri istorice din Iași zac în paragină și așteaptă fonduri pentru a putea fi salvate.